Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Marius Mogoș, bun regăsit la rubrica Sport. Fotbalul județean din ligile a 4 -a și a 5 -a și ar putea relua activitatea începând cu luna martie. Federația Română de Fotbal a inițiat demersurile prin care să vină în sprijinul fotbalului mic și să-l repună în mișcare. Competițiile de amatori sunt în stand-by de aproape un an de zile. Încet, încet, competițiile sportive de amatori revin pe linia de plutire. Lunga pauză din Liga 4, Liga 5, Junior și Futsal din Mehedinți se apropie de sfârșit. După ce luni a avut loc o nouă videoconferință între reprezentanții Federației Române de Fotbal și Asociațiile Județene de Fotbal din țară. Principala temă discutată a fost legată de detaliile despre modul de reluare și disputarea competițiilor de amatori. Oficialii federali vor o relaxare a protocoalelor medicale foarte costisitoare, însă mai au nevoie și aprobare a ieșit de aprobarea Ministerului Sănătății. S-au expus două variante de către Federația Română de Fotbal. Ideea de bază este că se încearcă reluarea competițiilor de amator, mai precis Campionatul Județean, cum este cunoscut, Liga 4 -a și Liga 5, -a, cât și competițiile de juniori, 19, 17, 15, 13 și mai mici. Federația a prezentat două variante pe care le va supune spre aprobare Ministerul Sănătății și anume două situații în care se pot relua competițiile fără a disputa aceste, fără a efectua aceste teste PCR, care sunt destul de costisitoare, costă 320 de lei pentru fiecare jucător în parte. Federația a propus să se efectueze niște teste rapide, care costă 50 de lei, practic cheltuielile vor fi mult mai mici pentru cluburile de copii și juniori, ca și pentru cluburile județene, sau o altă variantă, să efectueze acele teste PCR, însă doar la începutul competiției. Iar pe parcurs, dacă apar uh, diversi jucători cu care dezvoltă simptome, să repede acele teste. Însă, după cum am spus, totul depinde de Ministerul Sănătății, însă așteptăm și avem speranțe când în jurul datei de 1 martie se pot relua aceste competiții județene și juvenile. Campionatele județene de fotbal din întreaga țară au fost opate în luna martie 2020, prin urmare nu au mai avut loc nici meciuri de baraj pentru accederea în 3. Din primele trei ligi nicio echipă nu a mai retrogradat. Primul sport de echipă din județ care a pornit în mod oficial în noul an este handbalul. Junioarele de la Clubul Sportiv Școlar Drobeta au bifat la primele meciuri după o pauză de 10 luni. În primul turneu al sezonului echipa sub 19 ani a obținut doar o singură victorie. Start pe semicerc în sportul cu mingea mică. Jumătatea lunii ianuarie a anului 2021 a adus reluarea competițiilor la handbal feminin junior 1. În acest sens, handbalistele clubului Sportiv Școlar Drobeta, pregătite de Petronela Naum, au participat la un turneu oficial găzduit de municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 15-18 ianuarie. Federația Română de Handbal a hotărât că în acest început de an să dea startul competițiilor juvenile cu respectarea protocolului în vigoare în campionatele de seniori printre care efectuarea de teste RT-PCR, jocuri fără spectatori și turnee bulă, în care se respectă cu strictețe regulile de prevenire a răspândirii virusului. Costurile pentru cluburile juvenile sunt însă aproape imposibil de acoperit, singura speranță fiind o relaxare a legislației. Echipa de junioare 1 Under-19 a clubului sportiv școlar Drobeta a fost repartizată în seria geografică E. În primul turneu, severinencile au înregistrat două înfrângeri în compania oponentelor de la CS Arena Târgu Mureș, scor 25 la 34 și CSS Viitorul Cluj, 28 la 34, precum și un succes în fața adversarilor de la LPS Banatul Timișoara, 31 la 27. Rezultatele obținute în Zăvoi mai mențin șansa de a se califica la turneul final. Returul acestor partide se va desfășura la jumătatea lunii februarie. Doamnelor și domnilor, atât pentru azi. Sunt Marius Mogo și până data viitoare, numai bine!